Așa, după cum v-am obișnuit, la începutul emisiunii noastre, încerc să fac o scurtă pledoarie pentru istorie. Este atât de important să ținem legătura cu trecutul nostru. De ce? Istoria ne poate fi de folos. Ea poate fi de folos în măsura în care ne luăm în serios. Să știți că există o variantă pentru om. Să nu se ia în serios. Ce înseamnă, de fapt, să nu te iei în serios? Înseamnă, așa, să te distrezi cu tine însuți, să te distragi de la tine însuți, să nu ai nicio activitate de-a lungul vieții ce să te pună față în față cu ceea ce ești, de fapt. Activitate care să treacă de spectrul material. Istoria te ajută. Dacă vrei să te iei în serios. Vorbeam data trecută și discutam despre zidurile cetății, zidurile cetății Clujului și felul în care au evoluat de-a lungul timpului. Vă spuneam despre războinicii mongoli, despre Gingis Han și despre fiul său, Batu Han, care împreună cu hoardele lui de războinici, călare, care erau foarte bine înarmați și foarte rapizi, fiind crescuți de mici în acest anturaj, au cucerit întreaga Rusie și au stăpunit-o mai bine de 250 de ani. În 1241, el ajunge în Polonia și Ungaria, devastându-le. Mongolii nu au cruțat Clujul, au ajuns și aici și distrug așezarea Clujului și decimează populația. În acea perioadă, Transilvania era parte a regatului Ungariei. Regii Ungariei decide atunci repopularea orașului cu coloniști sași, cărora li se acordă numeroase privilegii. Sub impulsul acestora, orașul se reconstruiește, dar mai mult decât atât, se dezvoltă. Așa apar primele ziduri întărite cu patru bastioane. Vă spuneam data trecută că Primele ziduri aveau o, o circumferință de 7 hectare, ulterior ajungând chiar până la 43 de hectare. Astăzi vom discuta despre cea de-a doua etapă a construcției a cetății medievale a Clujului. Etapa de construcție ce se întinde între anii 1470 și 1507. În această etapă se construiesc, între altele, Poarta de Vest și Turnul Podului. Ultimele lucrări importante sunt efectuate între 1515 și 1525. Printr-un edict al împăratului Ludovic al II-lea, Clujenii sunt scutiți de taxe pentru eforturile lor de întărire a apărării orașului. Dovadă că clujeni au fost tot timpul preocupați de orașul lor. Cu totul particular pentru regiune și pentru perioadă, sunt zidurile ridicate exclusiv din piatră și prevăzute cu creneluri. Crenelurile sunt acele deschizături înguste prin care se pot observa mișcările inamicului și, la nevoie, se poate trage cu armament. Fortificațiile erau impresionante. Intramurosul, adică partea din interior a zidurilor, ocupând 45 de hectare. Accesul în cetate nu se făcea prin niște porți mari, așa cum suntem obișnuiți să vedem la cetățile medievale, ci accesul se făcea prin așa numitele barbacane, ce erau niște deschizături înalte și înguste pentru aerisire și lumină din zidul unui turn. Existau în total în jur de 20 de turnuri care erau întreținute pe timp de pace și apărate pe timp de război. Aceste turnuri erau apărate de bresle, acele asociații de meșteșugari din Evul Mediu. Aceștia aveau obligația de a apăra bastionul din imediată apropiere a atelierelor lor. Așa se face că fiecare bastion a căpătat un nume în funcție de briasla care trebuia să-l Avem în Cluj bastionul croitorilor, ridicat în secolele 16-17 și care se păstrează și astăzi. Bastionul tăbăcarilor, bastioanele zidarilor și al curelarilor, Dărâmate la 1810 și respectiv 1817. Mai avem Bastionul Postăvarilor și al Templarilor, Bastionul Fierarilor și al Aurarilor, ambele ridicate în secolul al XV-lea și dărâmate la 1796 și respectiv la 1859. La 1574 este ridicat Turnul Lăcătușilor. Zis mai apoi, Turnul pompierilor, care se păstrează parțial și în zilele noastre. Spre finalul Evului Mediu, Urbia tinde să se occidentalizeze, străzile fiind podite cu scânduri și grinzi din lemn, iar casele se aliniază precum cele din marile burguri veste europene. Centrul cetății se deplasează încet spre actuala Piață a Unirii piața centrală. Vă invit așadar, dragi ascultători, să vă faceți timp să vizitați bastionul croitorilor, care a fost recent renovat, în care puteți intra și puteți să vedeți în mod efectiv lucrurile pe care vi le-am povestit și să aflați multe altele. Vă doresc o zi bună! Cu bine!